Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România. Ce să zic eu despre ediția trecută? Nu o să insist, dar o să reamintesc că în ediția de astăzi Marian nu va fi vis-a-vis de mine. Poate cei care n-au văzut ediția trecută nu știu despre ce vorbesc, dar el spunea că de fiecare dată când a mers la un concurs și a fost vis-a-vis de prezentator, nu i-a mers foarte bine. Probabil că vrea să sugereze prin asta că în față ieri nu a avut un prezentator. Să începem cu Marian Pavel, Liviu Ciprian și Glogojanu, da? Da. Așa? Și Stelian Petru al III-lea, concurent de astăzi în această ediție care tocmai începe, Câștigă România! Dacă începe, să înceapă. Mai stăm atâta la povești, vedem harta, vedem ce zice calculatorul și trecem la câștiga bani. Din Bihor plecăm până în Caraș. Variantele ajutătoare le știți. Zile repede că te văd ca așa. Că... Apelează un prieten și scoate-mă din județ. Apelează un prieten. Întreabă un prieten. Întreabă un prieten. Așa. și scoate-mă din județ. Scoate-mă din județ. Bine. Să începem din județul Bihor cu Marian. Primul mare succes al regizorului Alexandru Darie a fost la Oradea cu Amadeus de Shakespeare, Peter Schaffer, Mozart sau Dan Grigore. Peter Schaffer. Este răspunsul corect. Mozart a fost jucat de Cristi Șofron, m-am întâlnit recent cu el. Să vedem ce face și Ciprian la Câștigă România, pentru că primește prima întrebare. A debutat în 1957 în calitate de coșcenarist la Moara cu noroc. Titus Popovici, Victor Iliu, Ioan Slavici, Marin Moraru. Cred că Marin Moraru. Marin Moraru, răspuns final? Răspuns final. Bine. Titus Popovici. Este răspunsul corect. Titus Popovici, ține minte acest nume. Cu Alexandru Struțeanu, ca să nu ne dreptățim pe nimeni, să mergem și la Stelian. Să vedem cum arată întrebarea ta. Doar unul dintre acești compozitori este autorul muzicii filmului Mihai Viteazu, Bela Bartok, Adrian Enescu, Temistocle Popa, Tiberiu Olah. Tiberiu Olah. Tiberiu Olah. Am mai spus, l-am prins profesor în conservator, nu am făcut răspuns corect, Tiberiu Olah. Nu am făcut nici armonie, nici altceva cu Tiberiu Olah, dar îl vedeam pe holul și nu... Așa era, era ceva cu totul special, să-l întâlnești pe Tiberiu Olah. Județul următor. Arad. Mergi prin Arad, bine. În 1979 a câștigat cu echipa primul titlu mondial al gimnasticii românești. Elena Leuștean, Sandra Izbașa, Emilia Eberle, Cătălina Ponor. Emilia Eberle. Emilia Eberle. Răspuns corect. Și acum mergem... Auzi, Ciprian, tu ce faci? Câți ai zis? 45. 45. Și cu ce te ocupi? Sunt profesor. Profesor? Da. De? Geografie. Ah, ce fain! Ce frumos! Bravo! Felicitări! Ce clase? Gimnaziu și liceu. Ah, deci e bine, e bine. Cum te înțelegi cu elevii? Bine. Cum îi faci să le placă materia, nu să învețe? Să le placă materia? Păi, mergem în drumeții. Ah, faceți asta? Facem ore pe teren. Dar, în general, elevii iubesc geografia. Să vedem. Bun, întrebare. Tu ce faci? Folosești varianta ajutătoare scoate-mă din județ? Sau nu? Că ai greșit odată, poți. Da. Da. Vrei să o folosim? Da, vă rog. Bine. Policromia este o afecțiune oculară, o îmbinare de culori, o știință modernă sau o reacție chimică? Este o îmbinare de culori. Așa este. Răspuns corect și a ieșit din județul Bihor. Stelian, va trebui să-mi dai un județ.
Da, Arad. Arad, acolo mergem. Sorin Babi a fost specialist la această probă la care a obținut și un titlu olimpic. Pistol, 100 de metri plat, 50 de metri spate, triatlon. Pistol. Pistol, răspuns corect, la Seul în 1988. Și ne întoarcem la Marian. Tu ești în județul... Nu ești încă, dar îmi spui unde te duci. Hai să vedem Toronto-ul totuși. Nu știu ce ar avea cu mine, că e singurul loc de dincolo de munte care chiar îmi place. Așa. Parole. Deci? Timiș-Toronto. Timiș. Cel mai mare lac din județ, Surduc, este situat în munții Poiana Ruscă și este un lac de acumulare, vulcanic, glaciar sau de unghii. De acumulare. De acumulare, răspuns corect. Are 460 de hectare, asigurat apă potabilă pentru zona Timișoara. Și pe vremea și când era multă... oțelărie și la Nădrag, și la Ghelar, și etică, da, și multă lume merge la Surduc. Mergea, nu știu dacă se mai face treaba asta, să se meargă la Surduc, dar se mergea la Surduc. Așa, în weekend, într-o sâmbătă și te întorceai seara sau duminica. În funcție, nu, duminica era biserica, prânzul de duminică, somn de după amiază, onedin și după aia studiul la vioară. Județul următor, Ciprian. Aș merge prin Alba. Frumos. Plină de voie bună, Veta Biriș cântă. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, ești un zimbru, să fii mândru, dă-mi un timbru, plin de grâne. Aș merge pe varianta să fii mândru. Să fii mândru? Să fii mândru. Asta ai zis? Nu. Ești un zimbru. Ești un zimbru? Da, mă gândesc că e mai bine așa. Care e răspunsul final? Ești un zimbru. Bine. Mă, el, iertați-mă, nu știu cine a scris versurile, nu știu dacă chiar Veta Biriș, dacă îmi zici foaie verde, foi de cimbru, ca rimă perfectă, se potrivește, măi române, ești un zimbru sau măi române, dăm un timbru. El săracul cu urechea s-a dus unde trebuie, dar știi cum sunt cântecele românești? Noi suntem români. Asta n-am înțeles-o niciodată. De ce trebuie să cânt că noi suntem români? Păi nu știm că suntem români. Noi suntem aici pe veci. Da, mă, și... Suntem români și care-i chestia? Care-i noutatea? Toți sunt la fel, toate naționalitățile, toți sunt tot oameni, așa că... Da, păi... Da. Ok, sunt... Da. Și măi române... Să fii mândru. Să fii mândru este varianta corectă. Deci răspuns greșit. Ești un zimbru, nici un timbru, nici plin de grâne. Alba Iulian nu ți-a purtat noroc. Stelian, cu ce ne ocupăm? Ce facem aici? De ce am venit? Sunt inginer constructor, sunt și pensionar, dar mai lucrez încă. E normal, trebuie să mai pui acolo, chiar dacă ai pensia foarte mare. Am lucrat în proiectare, e potrivită, deci nu mă plâng. Deci nu se plânge. Da, în proiectare nu era o pensie așa de mare la cei care au ieșit din proiectare. Inginer constructor. Ești structurist sau? Da, structura de rezistență. Te-am prins. Da. Și cum de ai venit la Câștig România? Am fost acum, nu știu câți, 20 de ani la Vrei să fii miliardar în cercul respectiv de la Prima TV. Da, cercul TV, celor care de la Semănătoarea. Da. Și n-am reușit mai sus, așa că... De ce? A trebuit să fii foarte rapid, foarte cu butoanele, că eram cu butoanele alea patru. Ce vremuri, ce tânăr erai. Da. Virgile, asta am să zic, că nu pot să-mi permit să zic unui concurent că era... Și eu eram mai tânăr atunci. Cum? Era mai tânăr atunci. Eram cu toții. Cu toții. Da. Bine, dă-mi un județ. Timiș. Celebru poet romantic austriac, născut în fostul comitat Timiș. Franz Kafka, Nikolaus Lenau, Franz Beckenbauer, Goethe. Nikolaus Lenau. Lenau, avem și un liceu acolo foarte cunoscut. Lenau, corect. Da. Bravo. Vă dați seama că Timișoara
a început să aparțină de România numai din 1919. 1920, când i-am izgonit pe sârbi. Din 19 încolo, pentru că a fost și inclusiv, cum îi zicea, Republica Banatului sau așa ceva, a fost câteva luni după război, până s-au clarificat lucrurile și abia de atunci a aparținut României. Da. Au fost sute de ani cu otomanii, cu... Au fost și austriecii și asta. Da, austriecii, a fost și capitala Regatului Ungariei o perioadă, Timișoara. Cum? Oradea. Nu, a fost și Timișoara. Carol Luxemburg o mutase. A fost un pic. Da. Pașalăcă a fost. A fost. Și Pașalăcă, păi avem bastionul ăla. Zici de Partium, după Mohaci. Da. Paranteză, liceul Lenau a dat 2 laureați Nobel. Lenau, ia zi. Păi madamă de la literatură și nena de la fizică. Vezi? Știe. Și ziceai că tu ai zis că e concurent slab, că ce caut eu cu așa concurent slab, când ai văzut lista. Nu e frumos. Bine, la cine a venit? Cui a venit? Tu ești? Bine. Marian, ești în județul Caraș-Severin. Sau Severin? Caraș. Eu mi-am plăcut zic Caraș, frate. Ce atâta Caraș-Severin? Că e Caraș. Cât e Carașul de mare. Nu găsești cât ai cât a. E și piesa, nu? Ochi frumos și gură dulce, ca la... Mândra mea. Exact. În 2022 a fost deschisă cea mai... Stai, domnule, cea mai lungă pârtie de schi din țară, cu lungimea de 5,6 km. Vidra Văineasa, Mărișel Copcea, Semenic Văliug, drumul roșu Poiana Brașov. Semenic Văliug. Semenic Văliug este răspunsul corect. Altitudinea de 1410 metri s-a deschis pe 24 ianuarie 2022. Ai ajuns la destinație, domnule, de asta aplauzele astea așa furtunoase. Felicitări, ai ajuns fără probleme. Să vedem după Alba, alegem județul? Arad. Hai să-l îndrept așa și vedem cum ajungem la... Dacă ajungem la timp. Leo Iorga, când mi-amintesc de tine, stăteai singură și tristă, la fereastră, în fața mea, în ploaie. Singură și tristă. Poftim? Singură și tristă. Singură și tristă, răspuns final? Da. Bine. Acum, eu ți intonez o primă parte și tu îmi continui. Îmi amintesc de tine, stăteai... Hai, mai sus, așa? Fața mea. În fața mea. Deci s-a venit când ai auzit melodia, a? Da, în fața mea era răspunsul corect. Și te întorci. Hai să vedem ce face Stelian. Construit în 1976, este cel mai lung telescaun fix din Europa, 3492 de metri. La Muntele Mic, Vatra Dornei, Mamaia, Vidra. Muntele Mic. Muntele Mic este răspunsul corect. 500 de pasageri pe oră, 799 de metri diferență de nivel și se află acum în conservare. Am dat odată cu o tiroliană anul ăsta, într-o țară departe. Avea 5 segmente. Deci odată ce te dădeai pe primul segment, dacă îți făceai curaj, pentru că era într-o vale, ceva superb, dar un kilometru avea un segment. Și dacă te-ai dat până acolo, nu aveai cum să te întorci. Dacă ți era groază și te lăsa inima, nu știu ce, bun. A fost ceva, o minunăție, o bucurie. Și te duceai dintr-una într-alta și treceai peste voi, peste așa, singur, știi? Puteai să te dai și cu cineva în tandem așa, dar era a fost o senzație fantastică. Și de ce amintesc asta? Pentru că la Gura Humorului s-a construit recent cea mai lungă, cel mai lung traseu de tiroliană din România. Cred și nu numai, are vreo 2 km. Deci foarte, foarte lungă. Da, și arată foarte bine zona acolo, foarte îngrijită, se fac lucruri, s-a făcut un parc dintr-o, cred că era o groapă de gunoi, nu știu ce era acolo, s-a făcut un parc,
au construit niște căsuțe de-astea cu troli, cu foarte, foarte drăguți. Pentru copii, dar interactive. Intri, îți vorbește, te și sperii. Mă rog, eu, că mi-e frică de troli. Mi-e frică să nu-i văd. Și mie mai apar noaptea. Hai să-ți adresez o întrebare, câștigă România. Fii atent la întrebare, la imagine. Și o să-ți dau și cartea și 200 de lei. Castelul construit la Câmpina ca un templu dedicat spiritismului pentru prima româncă absolventă a facultății Sorbona din Paris. Mite Cremiț, Hortensia Papadat Bengescu, Iulia Hajdeu sau Veronica Micle? Iulia Hajdeu. Răspuns corect și ai câștigat mare enciclopedie ilustrată. Ia cu aici. Și 200 de lei. A fost total altceva față de ce vedem acasă la televizor și cum am intrat în sală, m-au năpădit emoțiile și m-am pierdut cu totul, deci aș fi știut și melodia de la compact. Bun, și am ajuns în fața rundei a doua, doar că trebuie să aflăm cine o începe, cine își alege județul și cine se dă mare, care un avantaj. Bun. Deci, o întrebare de baraj pentru voi. Trebuie să fiți atenți la întrebare, mă lăsați să termin de citit întrebarea și apoi apăsați pe buton. Aveți 5 secunde la dispoziție pentru a-mi da răspunsul. Dacă depășiți, dacă apăsați înainte. E clar, celălalt concurent va fi cel avantajat. Întrebarea. Prima epopee românească încheiată aparține lui Ion Budai Deleanu. Țiganiada. Răspuns corect, Marian. Tu vei începe runda a doua la câștigă România. Bun, Țiganiada, am încheiat cu Țiganiada. Hai să vedem ce se întâmplă în această rundă. Cine o câștigă și cine merge mai departe? Ce faci tu așa, Marian? Ești bine? Ești în regulă? Fii atent! Da! Ce județ alegi? Timișul, nu? Hai din Timiș, dacă tu vrei să-mi faci mie o favoare! Asta este un semn de mare prețuire! Bine! Mulțumesc foarte mult! Plecăm din Timiș cu prima întrebare pentru Marian. Tu ar trebui să ajungi cât mai repede, Marian, în județul din care pleacă Stelian, adică Galați să fie... Uite că l-am nimerit. Bun. Prima întrebare, cum spuneam, din județul Timiș. Valsul lui Iosif Ivanovici, Valurile Dunării, a devenit Barca pe Valuri în interpretarea... Corinei Chiriac. Margaretei Păslaru, Andrei Gogan, Mariei Ciobanu sau Corinei Chiriac? Corinei Chiriac. Aurel Felea a adaptat textul... Corina Chiriac, răspuns corect! Drăguța de ea. Județul următor. Hunedoara. Hunedoara. Bine. Hai, la drum, gata cu Galațiu, nici nu trecem peste întrebarea asta, ne uităm rapid pe ea, dăm răspunsul și mergem înainte. Institutul de Lingvistică al Academiei Române poartă numele lui Alexandru Rossetti și al lui... Iorgu Iordan. Nicolae Iorga, Iorgu Iordan, George Pruteanu sau Vasile Lupu, Iorgu Iordan. Așadar, răspuns corect, Iorgu Iordan. Stelian, ce faci? Numeri? Deci, aleg Brăila. Brăila. Bine. E o alegere interesantă. Să vedem. Suntem în Hunedoara, Marian. În 2004 a fost inaugurat la Deva, în piața Aras, un ansamblu statuar dedicat zimbrilor, huilei, gimnasticii sau eroilor. Gimnasticii, la 30 de ani când exista școala sportivă. Este un monument din bronz. Reprezintă o gimnastă care execută trei faze diferite, un exercițiu la bârnă. Răspuns corect, gimnasticii.
Județul următor. Alba. A, stai că mergem în Brăila. Râu ce delimitează partea de nord a județului Brăila de județul Galați, pe o lungime de 50 de kilometri. Da, Siretul. Sau Prutul, mai e și Jiul și Oltul. Siretul. Siretul este răspunsul corect, într-adevăr. Da, mergem în Buzău. Mergem în Buzău. Abia acum mergem în Alba pentru Marian. Ia zi tu, domnule, lacul glaciar ăsta, Șureanu, sau iezărul Șureanu, este denumit și lacul fără fund, ochiul beiului, vulturilor sau scropoasa? Între primele două, zic totuși lacul fără fund, că parcă ochiul beiului e tarnița. Lacul fără fund, deși... Răspuns final. Da. Fără fund, răspuns corect. Tu pe unde mergi? Sibiu. Sibiu? Da. Bine. Noi trebuie să ajungem în Galați, da? A fost singurul român care a primit marele premiu al Academiei Franceze. Teatrologul Andrei Șerban, Ion Finteșteanu, George Banu, Adrian Cioroianu. Andrei Șerban. Andrei Șerban este răspunsul final? Da. Bine. Andrei Șerban, regizor. George Banu. George Banu, da, asta era. Ăsta era răspunsul. Născut în 43 la Buzău, profesor de teatrologie la Sorbona. Paris, s-a stabilit în 73, cât se mai putea. A fost coleg cu Andrei Șerban la clasa de actorie a lui Ion Finteșteanu. Deci au legătură unul cu celălalt. Și a transferat după un an la regie și respectiv critică. Acolo s-au separat pe specialitate. Și uite, au devenit mari pe această meserie prin inspirația lui Finteșteanu. Județul Sibiu, tu rămâi în Buzău. Poți folosi varianta scoate-mă din județ dacă n-ai folosit-o până acum. Da. N-ai folosit-o, nu? Deci poți să folosesc din Buzău. Da. Vedem, să-ți vină rândul, dar deocamdată este cu Marian, că ăsta micul, vezi, nu vezi că nu greșește? În 1904, mic? De tine ziceam. Mic? Da. În 1904 circula prin Sibiu un mijloc de transport cu motor electric și roți de lemn. Poștalion, troleibuz, omnibuz, docar. Troleibuzul. Troleibuz, răspuns final, da? Fiorul, mă rog. Deci omnibuz este răspunsul. A circulat puțin... pentru că se răsturna și provoca accidente. Omnibus. Să ne întoarcem la Stelian. Stelian, vrei să folosești varianta ajutătoare? Scoate-mă din județ? Nu, nu. Nu? Nu. Bine, întrebare din Buzău atunci. Dar ce ne trebuie nouă întrebare ajutătoare, varianta ajutătoare? Debutează în film cu rolul Ioanei Popa din Declarație de Dragoste, încă din facultate. Tamara Buciuceanu Botez, Oana Sârbu, Teodora Mareș sau Ana Aslan? Teodora Mareș. Este răspunsul corect. Născut în 62 în Buzău. Dă-n un județ. Brașov. Stelian, cum? Brașov. Mergem în Brașov. Acum suntem în Sibiu. Tu ce faci? Hai să vedem ce este. Tot din Sibiu sau folosești varianta? Hai, bine. Da. A, bine, îmi face atârul. Mersi mult. Ce om! Ce om drăguț! Hai să folosim, te rog frumos, varianta ajutătoare. Scoate-mă din județ. Ce norocos să fiu. Medicament despre care se credea în trecut că vindecă orice boală. Vitamina C, panaceu, opiaceu, aspirina săracului. Panaceu. Panaceu? Da. Răspuns... corect, panaceu. Și mergi mai departe. Prin ce județ acum hotărăște-te? Păi, Mureș. Prin Mureș vrei tu, nu? Păi, da. Bine. Brașovul e... Brașov, da? Da, da. Hai. Comună cu un singur sat, în sud-vestul județului, ocupă bazinul izvoarelor râului Șinca. Poiana Țapului, Poiana Mărului, Poiana Cristei
sau Poiana Sibiului? Poiana Sibiului, nu, Poiana Poftiți? Cristei. Cristei? Da. Ești sigur, da? Da. Că am văzut că ți-ai plăznit peste da. Frunte. Cristei, da? Bine. Măru. Cum? Măru. Ia uite ce zice... Da, e una din cele mai mari comune ca suprafață mărului. A funcționat da. Până la reorganizarea din 1968, când i s-au alipit satele Șinca Nouă și Paltin. A devenit una dintre cele mai mari comune cu o suprafață de 144 de kilometri pătrați. Din anul 2002, prin reființarea comunei Șinca Nouă, a rămas din nou cu un singur... un singur sat. Da. Așadar, răspuns greșit. Poiana Mărului este răspunsul corect. Suntem în județul Mureș. Denumirea lacului Ursu din Sovata provine de la mirosul apei, prezența urșilor în lac, forma sa sau culoarea apei. Cine a făcut întrebarea asta? Așa, zi. Culmea, care și formă de urs, dar are și apă maronie. Deci a zice forma sa. Forma sa, răspuns final? Da, deși ultimele două sunt la fel de potrivite, culmea. Da, a zice forma sa. Îmi place asta cu prezența urșilor în lac. Răspuns corect, forma sa. Dăm în județ. Harghita. Harghita. Plecând din Brașov, cu o întrebare din Brașov sau cu da. Variantă ajutătoare scoate? Din Brașov, da. Din Brașov să fie. Deși a fost proiectată cu două turnuri, cel de-al doilea nu s-a construit. Școala din Șchei, Biserica Neagră, Mănăstirea Pasărea sau Casa Medievală? Pot să apelez la un... să întreb un prieten. Da, sigur că poți. Da. Irina Avram. Irina Avram, o sunăm acum. Alo? Sărut mâna, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua! Sărut mâna, mă puteți ajuta puțin, că am un concurent aici care v-a solicitat. Vă rog. E Stelian, îl știți? Da, da. Da? Deci sunteți de acord să ne ajutați? Da, vă rog. Tot timpul așa de serioasă și expeditivă? Nu. De unde o cunoști? Lucrăm, este... Doamna este arhitectă și... colaborăm. Aha. Bine. Eu sunt fiți atentă. Eu o să citesc o întrebare. Stelian Iela Câștigă România și a ajuns în județul Brașov. Citesc întrebarea, variantele de răspuns și aveți 10 secunde pentru a ne ajuta. Vă rog. Bine. Întrebare. Deși a fost proiectată cu două turnuri, cel de-al doilea nu s-a construit. Școala din Șchei, Biserica Neagră, Mănăstirea Pasărea sau Casa Medievală? Biserica din Schei. Zi. Zic eu, zic. Casa Medievală. Este răspunsul final? Da. Bine. Nu este școala din Schei. Nici Mănăstirea Pasărea nu e cazul. Dar nici Casa Medievală, Biserica Neagră. Și a fost discuția acolo că ori din cauza lipsei fondurilor, ori pentru a proteja de cutremure. Nu se știe exact. Și acum ne întoarcem în Harghita. Dă-mi un răspuns la această întrebare. În localitatea Vlăhița se află o arie protejată de 20 de hectare. Poiana narciselor, lalelelor, zambilelor sau trandafirilor? Cred că zambile. Zambilelor, da. Răspuns final? Da. Bine. Băi, eu n-am auzit de poiana zambilelor. Poiana narciselor. Poiana, numai cu zambile, așa? Trandafir nu s-a acolo, că-i prea... Îți cum miroase acolo. Lalele sau trandafire prea la munte? Zambile.
Dar chiar, ai văzut vreo poiană? Nu, de-aia mi-am pus mâna în cap. Și nu-ți sună poiana narciselor? Poiana narciselor. Dar câte poiane ale narciselor avem până la urmă? Asta știu, frate, dar... Îți dă poiană... Narcise. Poiana narciselor este răspunsul corect. Așadar, rămâi în Harghita încă. Nu mai ai varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Ai varianta ajutătoare, întreabă un prieten dacă vrei să o folosești. Suntem în Brașov. Poți folosi varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Scoate-ți-mă din județ. O să încerc. Uite, hai să vedem ce zice întrebarea. Faimosul ciclop Polifem, care l-a făcut prizonier pe Ulise, avea 3 ochi, 4 ochi, un singur ochi, 4 urechi. Da. Un singur ochi. Adică era ciclop, sărac. Ciclop. Nu avea o... Da. Un atelier de... Deveneau mașini. Da. Răspuns, chiar mai există ăla din centru? Mai, din mai funcționează? Răspuns corect, a ieșit din județ. În București, mai e ciclopul ăla? De maghiar, mai e? Nu mai e. Județul următor... Da, e Argeș, Argeș. Argeș, da. Bine, Stelian. Ai scăpat de acolo, să mergem la Marian. Tot din Harghita vine întrebarea ta. Una dintre cele mai mari cariere de andezit din țară se află la Huși, Suseni, Tâncăbești sau Zetea? Zetea. Zetea este răspunsul final? Da. Bine. Hai să mai verificăm și cu... Stelian? Știu, Zeta nu este în Covazna, dar în fine. Și ce? Asta e un motiv? Tu ce ai fi răspuns? Nu știu, nu știu. Suseni, da. Suseni este răspunsul corect. Da. Rămâi în Harghita, văd că nu-ți place acolo, deși e foarte frumos, ne întoarcem în Argeș. Nicolae Dica a avut peste 30 de selecții la echipa națională de fotbal. A jucat ca și... Flanker, portar, mijlocaș ofensiv sau pivot? Mijlocaș ofensiv. Așa este. Du-te, Dică, du-te. Răspuns corect. Județ? Vâlcea. Da, mergem din nou în Harghita. Localitate balneoclimaterică aflată la 20 de kilometri distanță de Miercurea Ciuc. Rânca, Cheia, Harghita Băi, Păltiniș. Horghi Vonioș, Harghita Băi. A, dacă îmi spui și în ungurește, nici nu mai zic nimic. Harghita Băi, răspuns corect, așa este. De unde știi ungurește sau nu știi ungurește? Din armata de la Temeșvar. Păi, dar cât ai stat în armată? În armată? Da, la Timișoara. Din septembrie 86 până în iunie 87, pe care am venit la Băneas. Da, eu am stat 18 ani, dar nu știu o boabă. Județ. Bacău. Bacău. Ne întoarcem în Vâlcea. Dacă mergi pas la pas, poți profita de o greșeală a lui Marian, deși nu pare dispus de acum încolo. Datează din anii 137-138 după Hristos și a fost construit de o formație de arcași sirieni. Castrul, Arutela, Bran, Pelendava sau Drobeta? Arutela. Ești sigur? Ăsta e răspunsul final? Da, da, da. Este cel corect, într-adevăr. Să vedem care e județul următor. Următor? Jiul de Sus, Gorj. Gorj. Bun. În aceeași situație, grijă la Bacău. Ion Drăgoi a dus arta interpretării folclorului românesc la perfecțiune cu ajutorul țambalului, pianului, naiului sau viorii. Poți să-l mai întreb o dată pe Agop? Eu am, uite, am posibilitatea să zic nu, îl sunăm. Dar dacă tu vrei, asta facem, că eu-s băiat bun. Hai să întrebăm un prieten. Alo, da.
Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România. Bună ziua, domnul Virgil. Vă salut. Doamnă, dar ce voce de bas. Da, așa e vocea mea, n-am ce să-i fac. Nu, dar e faină, nu? Că e frumoasă, da. Cu armonice, gravă, frumos. Ar trebui să citiți voci pentru reclame. Ok. E o recomandare. Mergeți pe la studiouri de astea, interesați-vă unde se înregistrează și ați face bani frumoși. Da. Da. Bine, hai să vă citesc o întrebare, că iar a apelat la ajutorul dumneavoastră Marian, în ediția trecută la fel. Okay. Ne aflăm în județul Bacău. Da. Și dacă nu-l ajutăm, își pierde avantajul. Aha. Aha. Deci e important, mai bine ne abținem dacă nu știm. Ok. De la răspuns. Citesc la fel, sănătate. Nu mai fumați, domnule, nu mai fumați. Întrebarea, 4 variante de răspuns, 10 secunde la dispoziție. Ion Drăgoi a dus arta interpretării folclorului românesc la perfecțiune cu ajutorul țambalului, pianului, naiului sau viorii. Viorii. Mulțumim pentru sugestie. Plăcere. Tu poți să-i urmezi sfatul? Păi, sau nu? Nu o să fac a doua oară aceeași greșeală. Vioară, merg pe mâna lui. Ești sigur că vrei să mergi pe mâna lui? Probabil a doua oară greșește, dar repet, asta e. Îmi asum. Ce distractiv. Care e răspunsul tău final? Vioară. Bine. După Gheorghe Zamfir, la acest instrument, da, a mai apărut o fată la un moment dat, nu știu ce a mai făcut, chiar că am fost colegi de conservatoria mai mică, iar la bărbați, prăpastie. Viori, răspuns corect și a câștigat 200 de lei, iar tu mulțumită. Acum, îi sunt dator de două ori sau doar o dată? Ar trebui de patru ori, pentru patru că ori. Și data trecută te-a ajutat, doar că tu n-ai vrut să-l asculți. Vrancea. Județul Vrancea este următorul județ. Gorj Stelian. La această mănăstire din Gorj a găsit loc de inspirație și alinare poetul George Coșbuc. Tismana, orezul, cocoș, cozia. Suntem în Gorj. Tismana. Este răspunsul corect. Celelalte trei, bineînțeles, nu sunt în Gorj. Iar județul următor pentru a ajunge în Timiș? Caraș-Severin. Caraș-Severin. Ești în Vrancea, domnule. Hai să vedem ce se întâmplă. Monument al civilizației rurale. La Păunești încă funcționează 30 de școli, fântâni cu cumpănă, distilerii sau bancomate, vechi de 200 de ani. Atenție! Fântâni cu cumpănă. Poftim? Fântâni cu cumpănă. Ești sigur? Foarte sigur. Păi distilerii nu văd unde în satul ăla atât de multe, bancomate nu și școliarești nu văd unde atât de multe. Răspuns final? Fântâni cu cumpănă. Fiecare fântână poartă numele celui care a construit-o. Berbece, Ichim, Duman. Răspuns corect, fântâni cu cumpănă. Acum, un răspuns corect obligatoriu dacă nu vrei să pierzi și cea mai ultima șansă, așa. Din Caraș-Severin vine întrebarea. Este primul campion mondial al boxului amator românesc. Dintre cele patru nume, Ionuț Atodiresei, Mihai Leu, Ștefan Dobai, Francisc Vaștag, care este primul Mihai Leu. Campion mondial al boxului amator românesc? Mihai Leu. Mihai Leu. Este răspunsul final? Da. Bine. Ce caută el în Caraș, nu știi. Nu știu. Vaștag era din Reșița. Și a fost campion, dar nu știu dacă a fost mondial. Vaștag era direct. Da, am greșit. Vaștag era răspunsul corect, evident. Reșița trebuia să te orientezi și a fost, da, campion Reșița, mondial. Da, Reșița. Știu că a fost campion, dar mai... La Leu, da. Leu a fost profesionist. Profesionist, da. Să vedem ce faci tu în Galați. Galați, ultimul județ pentru câștigarea ediției. Marian ne spune... Ileana Cotrubaș a activat peste 30 de ani în lumea muzicală internațională ca
pianistă, violonistă, compozitoare, soprană. 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 Și ce vrei să cânți ca aia? Nu. Păcate de mine. S-a născut la Galați în 1939, a concertat peste tot în lume. Între 64 și 90, Ileana Cotrubaș, o mare soprană, și ai câștigat a doua ediție, Marian. Stelian, erai pe acolo, era cât pe aici. Da, hashtag știam de el, da? Da. Știam că a fost foarte bun, dar încă... Și încă este foarte bun și va trebui să vină și în runda a treia și în data viitoare. Nu scap de el ușor. Stelian, întrebarea: câștigă România în valoare de 400 de lei. Ai și o imagine superbă, superbă. Să vedem. Cea mai înaltă cruce din lume, amplasată pe un vârf montan, a fost asamblată fără sudură, cu nituri de lucrători de la calea ferată. Crucea roșie, crucea Caraiman, crucea de piatră, crucea voinicului. Crucea Caraiman, monument al eroilor din primul război mondial. Și își aruncau unul de la altul cu niște pâlni, niturile, foarte, le prindeau, foarte greu de lucrat acolo, în acele condiții, dar imaginea e superbă pe care o avem acum. Răspuns corect, ai câștigat 400 de lei și cartea pe care mi-o mânează iubitul meu coleg Ștefan. Mersi mult! Marea enciclopedie ilustrată. Hai să-ți o înmânezi. Felicitări! Neapărat bine! Sănătate! Am avut emoții, ceea ce credeam că la vârsta asta nu mai am emoții, dar oricum sfătuiesc și pe alții să încerce. Și o experiență frumoasă. Hai să începem mai cu grijă runda a treia la Câștigă România. Să duc. Marian, acum vedem harta. Tu știi de unde vrei să pleci. Hai să fie Brașov. Hai să fie Brașov, e în centrul țării, te ferește de probleme de blocaj. Pornim cronometrul cu mare atenție la primele 6 întrebări. Acum! 2110 elevi au intrat în Cartea Recordurilor după ce au scris cea mai lungă scrisoare pentru... Moș Crăciun. Corect, județ. Sibiu. Continuați versurile lui Octavian Goga. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de... Mătase. Corect, județ. Argeș. Argeș. Marian Oprea, atlet laureat cu argint la triplu salt la Jocurile de Vară de la Atena din... 2004. 2004, corect, județ. Dâmbovița. Mergem în Dâmbovița. Singura dramă scrisă de Ion Luca Caragiale este... Năpasta. Năpasta. Mai un pic, hai. Prahova. Mergem și în Prahova. Pictura Bisericii Mari de la Mănăstirea Ghighiu a fost executată în secolul XIX de... Tatarescu. Tatarescu. Județul... Evident, Buzău, da. Hai să vorbim. Buzău, dacă o dai acum cu Buzău aiurea la ultima... Pugilist care a luptat pentru centura mondială WBA la categoria grea la profesioniști. Bogdan Dinu. Răspuns corect și ai dublat suma. Bravo, domnule. Faină runda asta. Da. Faină, bravo, felicitări. Ce ediție? Păi calculele acum vin. În această rundă a intrat cu 1200 de lei. Adăugăm 6 răspunsuri corecte, 3600 în ediția de azi. Plus 1700, 5300 de lei. Frumos! Dar ai două ediții câștigate, n-a mai contat nici poziția la care te afli, nici pupitru, nici nimic. Oricum, eram acolo. Acolo nu mai ajungi. Bun, felicitări, doamnelor și domnilor, ne găsiți și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, și ediții înregistrate pe YouTube.
Până una alta, vă doresc să aveți o noapte cât mai liniștită și cu somn adânc și bun. Și mâine, după ce vă treziți, dacă aveți timp, puneți și mâna pe carte, că nu urzică. Luni la Câștigă România. Și poezia din Tăcelul? No. De ce mă strângi în pumnul tău? Aha, talent ioc. N-a fost poet. Era să mă lase corigent în liceu la muzică. Hai, nu mă nebuni! La două obiecte, muzică și desen. Nu e vaca! Faptele vorbește, nu. Îmi place să ascult, dar nu, nu pot să reproduc. Bravo, suficient! Suficient! Excelent! Câștigi tu, Câștigă România!